Antonia și Alex Velea s-au cunoscut în 2009 la studio, pe când aceasta înregistra Morena cu Tom Boxer, piesa care i-a adus multă faimă la nivel național și internațional. Deși au devenit prieteni buni, cei doi erau pe atunci compromiși, Antonia cu primul ei soț, Vincenzo Castellano, iar Alex cu prima lui soție, Ana. Într-unul din interviurile pentru Extra Night Show, Alex a declarat că ambii veneau din cupluri nefericite, prietenia lor nu a fost cea care a distrus cele două căsnicii. Acum au doi băieți împreună, Dominic și Achim, în vârstă de 8 și 6 ani, iar Antonia o are pe Maia, o frumoasă fată în vârstă de 11 ani, din prima căsătorie. În 2013 deja lumea bănuia că suntem împreună și în 2014 am declarat noi toată da, treaba asta, dar am anunțat odată cu sarcina. Da, ce că mă gândesc, e greu. După 7 ani, în care Antonia s-a judecat pentru divorț și custodia fetei, aceștia au ajuns la un numitor comun. Maia va continua să locuiască în Italia, dar de acum poate să își viziteze și familia din România. Aceasta se înțelege foarte bine cu frații ei, care o adoră. Imediat după ce divorțul a fost finalizat, Alex a cerut o căsătorie pe Antonia și a sigilat momentul mult așteptat cu un inel de invidiat. Aceștia au avut o dată stabilită pentru nuntă, dar au fost nevoiți să amâne evenimentul datorită programului supraîncărcat. Deși toți îl invidiază pe Alex pentru că se trezește în fiecare dimineață alături de una dintre cele mai frumoase femei din România, Antonia declară că lucrurile stau altfel. Ea este cea care se simte foarte norocoasă de a avea un bărbat ca Alex lângă ea, deoarece se consideră o persoană foarte dificilă. Alex primește complimente de genul ce norocos e Alex și mi se spun nu, ce norocoasă sunt eu. Că nu e vorba doar despre toată viața noastră, doar despre aspect. El m-a învățat foarte multe lucruri bune. Să nu pun la suflet, să-mi pară rău de oameni de genul ăsta, să am răbdare, asta m-a învățat foarte mult. Pe plan profesional, ambii continuă să lucreze cu pasiune și colaborează adesea la videoclipuri muzicale precum Defectul tău sunt eu, Sahara, Iubirea mea și Tranquilo Papi. După o carieră de lungă durată, Alex și-a deschis propria casă de producție, Golden Boy Society, care i-a lansat pe doi din artiștii tineri ai momentului, Mario Fresh și Lino Golden. Pe lângă muzică, Antonia se bucură de mult succes și în mediul online. Aceasta este a treia cea mai urmărită artistă de pe Instagram din România, după Ina și Deiu, cu aproape 3 milioane de urmăritori, iar pe TikTok se bucură de 1 milion de urmăritori. Destinul i-a făcut să se întâlnească și să trăiască împreună o poveste nebună de dragoste, chiar dacă nimeni nu le-ar fi dat vreo șansă. Fără discuții, aceștia formează unul dintre cele mai frumoase și puternice cupluri din România.